Cursul de limba engleză, nivel intermediar. Lecția 1, partea 1. În exercițiile de mai jos sunt recapitulate cele învățate în lecția 1, partea 1, din cursul engleză pentru începători. Completați propozițiile folosind unul dintre cuvintele din lista de mai jos. Shop. Railway station. Tower. Door. Train. House. Street. Church tower. Shopping street. Street door. Ceasul din tur la bisericii bate ora 6. The clock of the church tower is striking 6. Trenul a părăsit gara. The train has left the railway station. Ce se vinde în acel magazin? What do they sell in that shop? Noi locuim într-o căsuță. We live in a small house. Intri în casă prin ușa de la stradă. You enter the house through the street door. Se circulă intens pe această stradă? Is there much traffic in this street? Pe strada comercială se află mulți pietoni. There are many pedestrians in the shopping street. Vreau să prind trenul de ora 5. I want to catch the 5 o'clock train. Nu lăsa ușa deschisă. Don't leave the door open. Acesta este cel mai înalt turn pe care l-am văzut vreodată. This is the tallest tower I have ever seen. Completați propozițiile de mai jos cu cuvintele care lipsesc. Când a intrat el în cameră? When did he enter the room? Magazinele deschid la ora 9. The shops open at 9. Vom pleca împreună. We shall leave together. Ei cred că este dificil. They think it is difficult. Putem vedea biroul. We can see the office. Ei ne vor vizita. They will visit us. Ei întotdeauna merg cu autobuzul. They always go by bus. Poți lua aceasta. You can take this. Turnul și biserica sunt vechi. The tower and the church are old. Nu cred că ne-am mai întâlnit, că ne cunoaștem. I don't think we have met before. În fiecare dimineață beau o ceașcă de ceai. Every morning I drink a cup of tea. În exercițiul următor vom repeta folosirea articolului nehotărât. Completați propozițiile de mai jos cu articolele nehotărâte a sau an, după caz. Are acest sat o gară? Has this village a railway station? Ea intenționează să-și cumpere o mașină. She is going to buy a car. Ai vrea să mănânci un măr? Would you like an apple? O femeie m-a rugat să o ajut. A woman asked me for help. Am găsit repede o ușă deschisă. We soon found an open door. Ei au nevoie de un birou. They need an office. S-a întâmplat într-o seară de mai. It happened on an evening in May. Ei locuiesc într-o casă pe strada aceasta. They live in a house in this street. Poți să aștepți o jumătate de oră? Can you wait half an hour? Există un magazin după colț. There is a shop round the corner. Ea stătea lângă o fereastră mare. She was sitting by a large window. Era o zi foarte friguroasă. It was a very cold day. Este aceasta o unealtă folositoare? Is this a useful tool? Aceasta este o stradă cu sens unic. This is a one-way street. Fratele ei este muncitor necalificat. Her brother is an unskilled laborer. Ai mai văzut vreodată un om atât de urât? Have you ever seen such an ugly man? Am văzut un băiat în apă pe când mă plimbam. I saw a boy in the water when I was walking. În fața bisericii era o școală. There was a school opposite the church. Vezi o intrare? Do you see an entrance? El căuta atunci o ieșire. He was looking for an exit then. Îți place să muncești într-o fabrică? Do you like working in a factory? O sticlă goală a fost tot ce am găsit. An empty bottle was all we found. Vrei un fotoliu? Do you want an easy chair? Ce grea este masa aceasta. What a heavy table this is. Are acest oraș un aeroport? Has this town an airport?
Ea purta un pulover de lână când ne-am întâlnit. She was wearing a woolen jersey when we met. În continuare, vom învăța cuvinte noi legate de domeniul călătoriilor. Journey. Călătorie. Voyage. Călătorie, voyaj. Traveler. Călător. Travel agency. Agenție de voyaj. Guide. Ghid. Trip. Călătorie scurtă, excursie. Guided trip. Excursie cu ghid. Ticket window. Ghișeu de bilete. Return ticket. Bilet dus întors. Season ticket. Abonament. Guard. Șef de tren, conductor. Waiting room. Sală de așteptare. Preparations. Pregătiri. Cuvintele de mai sus au fost introduse în scurte dialoguri. În primul dialog, Jody și Chris vorbesc despre vacanță, iar în al doilea, discuția este concentrată asupra biletelor de tren. Citiți-le cu voce tare, fiind atenți la pronunție. Going on holiday. Where are you going to spend your summer holiday? Oh, I'm going on a long journey with my family. Last week we went to a travel agency and decided where we wanted to spend our holiday. So, where will you go this year? Well, we'll visit a few countries in Europe. We're going to stay in hotels and take guided trips to see the most interesting things. I've already bought some guides to read about the places we are going to visit. What about you? Are you going to stay in town all summer? Oh, no. I've just finished preparations for my voyage to South America. I'm leaving tomorrow. That's interesting. I didn't know you were such a traveler. Buying train tickets. Look, there's so many people at the ticket windows. I need a return ticket. What about you? Well, I have a season ticket. I think you can buy your ticket from the guard. No, you can't. I have to buy it here. You can wait for me in the waiting room. Un echivalent al cuvântului holiday poate fi holidays. Completați propozițiile următoare cu cuvintele potrivite. În trecut, o călătorie peste ocean era adesea periculoasă. In the past, a voyage across the ocean was often dangerous. Cei de la agenția de voyaj nu m-au putut ajuta. The people at the travel agency could not help me. Ne-a plăcut foarte mult plimbarea până la plajă. We enjoyed the trip to the beach very much. Mâine dimineață vom merge într-o excursie cu ghid. Tomorrow morning we are going on a guided trip. Cumpărând un abonament, economisiți bani. Buying a season ticket saves money. Am făcut de multe ori acea călătorie. I have made that journey many times. Călătorii au trebuit să aștepte 2 ore. The travelers had to wait for 2 hours. Fără ghid, te poți rătăci. Without a guide, you may lose your way. Numai un ghișeu de bilete era deschis. Only one ticket window was open. Conductorul le-a cerut să-și arate biletele. The guard asked them to show their tickets. Este frig. Nu există o sală de așteptare. It is cold. Is there no waiting room here? Sunt ocupați cu pregătirile. They are busy making preparations. Dacă te întorci în aceeași zi, cumperi un bilet dus întors. If you return on the same day, you buy a return ticket. Citiți cu voce tare următoarele cuvinte și învățați-le traducerea. By air. Cu avionul. To prepare. A pregăti. By rail. Cu trenul. To clip. A composta, a perfora biletele. On business. În interes de serviciu. Cu pentru afaceri. To lean. A se apleca. Boring. Plicticos. To leave for. A pleca la. To change. A schimba. Instructive. Instructiv. By sea. Cu vaporul, pe mare. To check. A controla, a verifica. Cuvintele noi au fost folosite în propoziții. Citiți-le cu voce tare și învățați traducerea în limba română. You have to be prepared for a long journey.
Trebuie să fiți pregătiți pentru o călătorie lungă. He thinks traveling by sea takes too long. El crede că o călătorie pe mare durează prea mult. The guard checks the tickets. Conductorul controlează biletele. I travel a lot on business. Călătoresc mult în interes de serviciu, pentru afaceri. A journey is instructive. O călătorie este instructivă. Has your ticket been clipped? Ți-a fost perforat, compostat biletul? Don't lean out of the window. Nu te-a plecat pe fereastră. Is traveling by air exciting? Este interesant să călătorești cu avionul? Some people think it boring. Unii oameni cred că e plicticos. Do we have to change anywhere? Trebuie să schimbăm undeva? They will travel by rail. Vor călători cu trenul. Completați frazele de mai jos cu unul dintre cuvintele nou învățate. Bagajele vor fi controlate când sosim. Your luggage will be checked when we arrive. Prefer să călătoresc cu vaporul pe mare când nu mă grăbesc. I prefer traveling by sea when there is enough time. El nu uită niciodată să-și composteze biletele. Does he never forget to clip the tickets? Pe drum a trebuit să schimbăm de două ori. On our way we had to change twice. Călătoria cu avionul este calea cea mai rapidă. Traveling by air is the fastest way. A vizita alte țări este chiar mai instructiv decât a citi despre ele. Visiting other countries is even more instructive than reading about them. Nu este plicticos să stai tot timpul acasă? Isn't it boring to stay at home all the time? Este periculos să te apleci pe fereastră. It is dangerous to lean out of the window. Persoanele care au mașină nu prea călătoresc cu trenul. People who have cars don't often travel by rail. Totul a fost pregătit pentru plecarea lor. Everything has been prepared for their departure. Persoanele care călătoresc pentru afaceri sunt de acord că timpul înseamnă bani. People traveling on business agree that time is money. Să aprofundăm în continuare cunoștințele noastre despre articolul nehotărât. Articolele nehotărâte an, a, sunt utilizate după as și for înaintea substantivelor la singular. She works here as a teacher. Ea lucrează aici ca profesoară. This room is used as an office. Această cameră este folosită ca birou. As a guide, he is really very good. Este într-adevăr foarte bun ca ghid. I want to stay at home for a change. Vreau să mai stau și acasă, ca să mai schimb atmosfera. What does this boy want as a present? Ce cadou vrea acest băiat? What does she do for a living? Ce ocupație are ea? Articolul nehotărât este de asemenea utilizat după with, without, înaintea substantivelor la singular. You can't get in without a ticket. Nu poți intra fără bilet. I want a watch with a second hand. Vreau un ceas cu secundar. He wants a room with a fireplace. El vrea o cameră cu șemineu. She was working at a desk without a lamp. Ea lucra la un birou fără lampă. What do they call a plane without an engine? Cum se numește un avion fără motor? Articolul nehotărât este de asemenea utilizat înaintea substantivelor la singular în cadrul exclamațiilor care încep cu what și such. What a beautiful evening! Ce seară frumoasă! What a nice trip! Ce excursie frumoasă! What a delicious dinner that was! Ce cină delicioasă! What a hurry they are in! Ce grăbiți sunt! What a pity! Ce păcat! Such a kind woman! Ce femeie amabilă! Such a good film! Ce film bun! Completați spațiile libere din propozițiile în limba engleză. Ai lucrat aici ca dactilografă? Have you worked here as a typist? Fabrica a fost folosită drept spital. The factory was used as a hospital. Ca să mai schimbăm, hai să mergem în Anglia. Let's go to England for a change.
au plecat fără ghid. They left without a guide. Ce om drăguț ne-a ajutat. Such a nice man helped us. Ce păcat că ei nu pot veni. What a pity they can't come. Îți dorești vreun cadou anume? Is there anything you want for a present? Ce surpriză să te văd aici. What a surprise to see you here. Nu pot face decât puține lucruri fără cuțit. I can do little without a knife. Vrem o cameră cu pat dublu. We want a room with a double bed. Vă dăm mai jos numele câtorva țări europene. Citiți-le cu atenție, fiind foarte atenți la pronunție. Ireland. Irlanda. Austria. Austria. Spain. Spania. Germany. Germania. Sweden. Suedia. Finland. Finlanda. Greece. Grecia. Italy. Italia. Holland. Olanda. The Netherlands. Olanda. Portugal. Portugalia. Belgium. Belgia. Denmark. Danemarca. France. Franța. Norway. Norvegia. Switzerland. Elveția. Am învățat deja. England. Anglia. Romania. România. Lecția întâi, partea a doua. În exemplele următoare sunt recapitulate cele învățate în lecția întâi, partea a doua, din cursul Engleză pentru începători. Completați propozițiile folosind unul dintre cuvintele potrivite alese din lista de mai jos. Building. Boy. Car. Entrance. Woman. Bus. Apartment. Sidewalk. Gara are mai multe intrări. The railway station has more than one entrance. Un bărbat era așezat pe trotuar. A man was lying on the sidewalk. Aceasta este cea mai înaltă clădire din oraș. This is the highest building in town. Când eram copil, nu era un trafic atât de intens. When I was a boy, there wasn't much traffic. Era puțină mobilă în apartament. There was little furniture in the apartment. Mașina ta este mai fiabilă decât a mea. Your car is more reliable than mine. Zilnic iau autobuzul spre birou. I take the bus to the office every day. Inserați în propozițiile care urmează cuvintele potrivite. Atunci a fost momentul, ora plecării. It was time to go then. Uită-te la pasărea aceea. Look at that bird. Când va sosi el? When will he come? Să mergem cu mașina? Shall we go by car? Nu mai sunt bilete. There are no tickets left. Vrem să ne ducem acasă. We want to go home. Știi să conduci o mașină? Can you drive a car? Eram grăbit, așa încât am luat un taxi. I was in a hurry, so I took a cab. Mergi încet, te rog. Walk slowly, please. El se duce acasă de vreme. He goes home early. Ea are un singur copil. She has one child. Mâine vom merge la București. Tomorrow we are going to Bucharest. Traduceți următoarele fraze în engleză. Fiți foarte atenți la folosirea articolului nehotărât. A, an. Mirele era american. The bridegroom was an American. John dorește să fie frizer. John wants to be a barber. Sora lui este dactilografă. His sister is a typist. El va fi într-o zi președintele acestei țări. He will be president of this country one day. Vrei să devii doctor, medic? Do you want to be a doctor? Este el catolic? Is he a Roman Catholic? El nu mai este brutar. He's not a baker anymore. Pe atunci, el era măcelar. He was a butcher then. Fiica mea este polițistă. My daughter is a policewoman. El este mecanic de mulți ani. He has been a mechanic for years.
El este secretarul sindicatului nostru. He is secretary of our trade union. Colegul meu este englez. My colleague is an Englishman. Ce masă grea este aceasta! What a heavy table this is! Ce prost a fost! How stupid he was! Completați frazele de mai jos folosind, atunci când este cazul, articolul hotărât the. Aceasta este casa în care am locuit mulți ani. This is the house where I lived for many years. S-a așezat pe cel mai bun scaun. She sat down in the best chair. Pentru a merge acolo, trebuie să mergem cu mașina spre nord. To get there, we have to drive north. El este secretarul sindicatului nostru. He is secretary of our trade union. Îl cunoști pe bărbatul în costum maro? Do you know the man in the brown suit? El a alergat cel mai repede din toți. Of all those people, he ran fastest. El va deveni președintele acestei țări într-o zi. He will be president of this country one day. Vom merge cu mașina. We shall go by car. Ei se vor întoarce înainte de cină. They will return before dinner. Este sufrageria destul de mare? Is the dining room large enough? I-am cunoscut în toamna lui 1952. We met them in the autumn of 1952. Copilul rănit a fost dus la spital. The injured child was taken to hospital. Închisoarea este departe de aici? Is it far from here to the prison? Vom învăța alte cuvinte noi. Citiți-le cu voce tare și rețineți traducerea. Carriage. Vagon. Compartment. Compartiment. Smoker. Compartiment pentru fumător. Fumător. Non-smoker. Compartiment pentru nefumător. Nefumător. Railway accident. Accident de cale ferată. Conductor. Conductor. Goods train. Tren de marfă. Marfar. Fast train. Tren rapid. Engine. Locomotivă. Motor. Engine driver. Mecanic de locomotivă. Passenger. Pasager. Călător. Acum vom introduce toate cuvintele nou învățate într-un dialog. Citiți cu atenție. On the train. Let me see the tickets. Our seats are in the carriage right behind the engine. I hope our compartment is not a smoker. No, it's not. I asked for tickets in a non-smoker. Look, there are no passengers in our compartment. That's nice. But you know, I don't feel good after hearing yesterday's news about the railway accident. What accident? I haven't heard anything about it. A goods train drove into the engine of a fast train. Both engine drivers were killed, and a few passengers and conductors were injured. It sounds horrible, but let's not talk about accidents. Completați propozițiile următoare cu unul din noile cuvinte. Conductorul ți-a perforat biletul de autobuz. The conductor has clipped your bus ticket. Ce băiat nu vrea să fie mecanic de locomotivă? What young boy doesn't want to be an engine driver? Mă grăbesc, voi lua un tren rapid. I'm in a hurry, I'll take a fast train. 5 călători au fost răniți în accidentul de ieri. 5 passengers were injured in the accident yesterday. Să ieșim din acest compartiment de fumători. Am nevoie de aer curat. Let's get out of this smoker. I need fresh air. Locomotiva care trage acest tren este foarte modernă. The engine that pulls this train is very modern. Trenul de marfă pleacă peste câteva minute. The goods train is leaving in a few minutes. Nu era nimeni altcineva în compartimentul meu. There was nobody else in my compartment. El este în vagonul din spate. He is in the carriage behind ours. Noaptea trecută a avut loc un grav accident de cale ferată. A serious railway accident happened last night. Două bilete într-un compartiment de nefumători, vă rog. Two tickets in a non-smoker, please. În locul cuvintelor smoker și non-smoker, putem folosi următoarele cuvinte. Smoking compartment. Compartiment de fumători. Non-smoking compartment. Compartiment de nefumători.
Pronunțați cu voce tare cuvintele următoare și învățați traducerea lor. Tropical. Tropical. To be due. A fi așteptat, a trebui să sosească. Distant. Depărtat, îndepărtat. To ensure. A asigura. Oriental. Oriental. To see off. A conduce o persoană. Native. De baștină, băștinaș. To carry. A transporta, a duce. Overdue. Întârziat. To meet. A întâlni, a face cunoștință cu. Careless. Neglijent, neatent. Cuvintele noi au fost folosite în propozițiile următoare. Citiți-le cu voce tare și fiți atenți la traducere. What is your native country? Care este țara ta, dumneavoastră, de baștină? They are taking leave of their children. Își au rămas bun de la copiii lor. We shall meet you at the railway station. Ne vom întâlni la gară. This bus can carry 50 passengers. Acest autobuz poate transporta 50 de pasageri. The train is overdue. Trenul are întârziere. Have you ever been in an oriental country? Ai fost vreodată într-o țară orientală? They spent a week in a tropical country. Ei au petrecut o săptămână într-o țară tropicală. We shall see you off at the bus stop. Vă vom conduce la stația de autobuz. Don't be so careless with your luggage. Nu fi atât de neglijent cu bagajele tale. Today you can insure almost anything. Astăzi poți să asiguri aproape orice. When is the train due? La ce oră trebuie să sosească trenul? These people lived in a distant region before. Aceste persoane au locuit înainte într-o regiune îndepărtată. Completați propozițiile de mai jos cu câte unul din cuvintele noi învățate. Autobuzul trebuie să sosească peste o jumătate de oră. The bus is due in half an hour. Copiii sunt foarte neglijenți cu cărțile lor. Children are very careless with their books. Îți place căldura aceasta tropicală? Do you like this tropical heat? El se va reîntoarce în țara sa natală. He will return to his native country. Trenul de marfă transportă cartofi. The goods train carries potatoes. Când au plecat, i-am condus la aeroport. When they left, we saw them off at the airport. E mai bine să-ți asiguri bagajele. It is better to insure your luggage. Mi-e teamă că trenul întârzie din nou. I'm afraid the train is overdue again. Când a sosit, nu l-aștepta nimeni. When he arrived, there was nobody to meet him. Ea este o rudă de-a mea îndepărtată. She is a distant relative of mine. El seamănă cu un oriental. He looks like an oriental. Articolul nehotărât este folosit într-o serie de expresii. Citiți-le cu voce tare și învățați-le traducerea. Two at a time. Câte doi, două, deodată, în același timp. To have a fever. A avea febră. To have a headache. A-l durea capul. To be in a hurry. A fi grăbit. To have an appetite. A avea poftă de mâncare. Three times a week. De trei ori pe săptămână. To have a right to. A avea dreptul de a. In a loud voice. Cu voce tare. To take an interest in. A fi interesat de. As a rule. De regulă, de obicei. To go on a journey. A pleca în călătorie. To have a good mind to. A avea intenția să, a fi hotărât să. To earn a living. A-și câștiga existența. To be at a loss what to say. A fi în încurcătură, a nu ști ce să spună. To have an opportunity to. A avea ocazia să. Completați propozițiile de mai jos cu cuvintele care lipsesc. El are dreptul să spună aceasta. He has a right to say that. Te rog, dă-mi aceste cărți câte trei. Please give me those books, three at a time. Nu știu ce să cred despre asta. I am at a loss what to think of that. Mi-a vorbit despre aceasta cu voce tare. She told me about it in a loud voice. Copilul are febră. The child has a fever.
interesează filmele? Don't you take an interest in films? De obicei nu este acasă. As a rule, he is not at home. Sunt hotărât să-i spun ce cred eu despre asta. I have a good mind to tell him what I think about it. Articolul hotărât, the, nu se folosește înaintea substantivelor abstracte, a substantivelor ce denumesc materii sau substanțe, ci a substantivelor la plural utilizate într-un sens general. Iată câteva exemple de propoziții. Citiți-le cu atenție și urmăriți traducerea românească. Honesty is the best policy. Cea mai bună politică este cinstea. History is instructive. Istoria este instructivă. Economy is a virtue. A fi econom este o virtute. Envy is a vice. Invidia este un viciu. Gold is an expensive metal. Aurul este un metal scump. Wood comes from trees. Lemnul se obține din copaci. Glass breaks easily. Sticla se sparge ușor. China is very expensive. Porțelanul este foarte scump. Wages are rising. Salariile cresc. Dacă însă despre substantivele de acest fel nu se vorbește într-un sens general, atunci ele vor fi precedate de articolul hotărât, ca de exemplu: The wood we were talking about will be brought tomorrow. Lemnele despre care vorbeam vor fi aduse mâine. He reads a lot about the history of English music. El citește mult despre istoria muzicii engleze. Look at the china, it's so pretty. Uită-te la bibelou, este atât de drăguț. Folosiți articolul hotărât, the, în frazele de mai jos, atunci când este cazul. Această carte este, vorbește despre viața lui Copernic. This book is about the life of Copernicus. Jumătate din avioanele pe care le vedeți sunt avioane cu reacție. Half of the planes you see are jets. Este oare jaful pedepsit destul de aspru? Is burglary punished hard enough? Oricine poate să greșească. Anybody can make mistakes. Cred că sticla este mai ieftină ca lemnul. I think glass is cheaper than wood. Lemnul acestui scaun provine din Suedia. The wood of this chair comes from Sweden. Știți că peștele are nevoie de apă? You know that fish need water. Ai vorbit cu călătorii din compartimentul tău? Did you speak to the passengers in your compartment? Lui nu-i plac câinii. He doesn't like dogs. Traduceți din limba română în limba engleză. Pot să folosesc acest birou drept scaun? Can I use this desk as a seat? Să mergem în Portugalia ca să mai schimbăm locul. Let's go to Portugal for a change. Conductorii trebuie să fie amabili. Guards have to be kind. Ce grăbiți sunt acei pasageri. What a hurry those passengers are in. Nu ies niciodată fără umbrelă. I never go out without an umbrella. A fost o excursie atât de plicticoasă. Such a boring trip it was. Nu te poți duce acolo fără ghid. You can't go there without a guide. Istoria ne învață multe lucruri. History teaches us a lot. Știi puține despre viață. You know little about life. Lina se produce în Anglia? Is wool made in England? Lena flanelei mele provine din Belgia. The wool of my jersey is from Belgium. Șomajul crește. Unemployment is rising. El este hotărât să o concedieze. He has a good mind to fire her. Vom exersa acum pronunția unor sunete identice. Pronunțați cu voce tare următoarele cuvinte. U. Blue. Choose. Room. Food, who, journey, return, burn, learn, guard, harm, calm, fast, last, native, eight, wages, rail, change.